Elevi din 25 de județe pasionați de mecanică s-au întrecut în cadrul concursului Automobilul între Da și Nu, organizat de Liceul Tehnologic Capitan Nicolae Pleșoianu din Râmnicu-Vâlcea. Competiția regională a ajuns la cea de-a 10-a ediție, vine în întâmpinarea adolescenților pasionați de mașini și are ca scop diminuarea numărului de accidente de circulație și altor efecte negative cauzate de utilizarea excesivă a automobilelor. Elevii înscriși în concurs și-au testat cunoștințele de legislație rutieră, precum și abilitățile de șoferi. De asemenea, adolescenții au demonstrat în fața unui juriu exigent că știu să demonteze un motor și să înlocuiască fără probleme o plăcuță de frână. Da, prima, da. Emoții? Foarte emoții. Și ai vrut să vii la acest concurs? Să văd de ce sunt în stare. Mm-hmm. Îți place domeniul pe care l-ai ales? Da. De ce? Mă pasionează mecanica și... Uh-huh. Leprat, place, vrem să o transformăm într-o zi de sărbătoare, nu numai într-un concurs. Elevii sunt personajele principale, elevii trebuie să se simtă bine, trebuie să simtă competiția și adrenalina competiției. Simt că meseria pe care o învață, aceea de mecanic auto, este importantă și în acest moment este o competiție, apoi este o meserie. Este un concurs național, noi participăm, deja suntem la al treilea an în care participăm. Și chiar ne place modul de organizare și modul în care se desfășoară concursul. Cât de important e un asemenea concurs pentru școlile de profil din țară? Este important din punct de vedere profesional, pentru că atunci îți dai seama de adevărata valoare pe care o ai când concurezi cu altcineva. Concursul a reprezentat o provocare nu doar pentru elevii pasionați de mecanică, ci și pentru cei care iubesc poezia. 45 de candidați au argumentat în epigrame de ce automobilul ne este prieten sau dușman. De asemenea, în cadrul competiției, elevii și-au dovedit creativitatea expunând 10 de semne de carte, conținând imagini cu mașini, toate realizate din carton, materiale plastice și textile.